Târgul de comerț al Olteniei și-a deschis vineri porțile la centrul multifuncțional din Craiova. Acesta este cel mai mare eveniment din Oltenia dedicat comerțului bunurilor de larg consum și serviciilor și se desfășoară până duminică. Organizatorii își propun să contribuie la dezvoltarea regiunii Oltenia prin promovarea și punerea în valoare a tuturor activităților comerciale ale companiilor și entităților ce își desfășoară activitatea în acest areal. Ca și număr de expozanți, au înscris în jur de 100 de expozanți, atât în interiorul centrului, sub pavilion, cât și afară. Domeniile sunt foarte diversificate, începând de la firme de construcții, de imobiliare, amenajări interioare și exterioare, marochinărie, încălțăminte și îmbrăcăminte, pentru că avem și o zonă rezervată lor, unde vor veni și cu produse tradiționale oltenești, covoare și ei. Avem și mulți apicultori, atât cu produse destinate consumului, cât și cu utilaje folosite în apicultură și producători de dulciuri de casă. Iar în ceea ce privește expunerea afară, au expus atât firme cu utilaje agricole mari, de mari dimensiuni, cât și cu moto-utilaje, cu pomi fructiferi, fructe goji, cu îngrășăminte și produse destinate creșterii plantelor. Astăzi expunem produsele noastre din piatră naturală. De unde sunt aduse? Sunt aduse din toată lumea. Cine mai folosește în ziua de astăzi astfel de produse? Am înțeles că sunt la modă. Păi este un nou trend acum, să introduce piatra naturală, care înainte aveam numai piatra, apoi au venit ceramicile, acum iarăși la modă este piatra naturală. Și avem toată gama de produse, atât pentru interior cât și pentru exterior, și pentru peisagistică, pentru grădină, terase, orice ține de piatra noi se poate găsi. Am văzut destul de mulți meșteri populari la acest târg. Pentru ce participați astăzi la Craiova? Pentru promovarea pe plan local și pe plan național. Încercăm să trezim gustul pentru tradițional și pentru tot ce înseamnă mobilier pictat. Cât de greu se face un covor oltenesc cu motive din acestea tradiționale? Se face destul de greu, adică durează foarte mult, undeva la 2-3 săptămâni, poate și o lună jumate, depinde de dimensiunile covorului. Este lucru manual. Și se lucrează cu migală și cu dăruire foarte multă. Ultima dată când am vorbit cu dumneavoastră, căutați câteva persoane să le specializați în arta țesutului. Ați găsit? Am găsit și suntem în continuare în căutare de personal pentru că ne extindem. Cererea este foarte mare pe plan internațional și avem nevoie de oameni. Așteptăm să fim mai cunoscuți, să intrăm mai mult pe piață și brandul Casa Vinului, care este acum pe un trend ascendent, să fie cât mai cunoscut cu ocazia acestui târg. Cum reușiți să faceți față pieței concurențiale, având în vedere că în zona aceasta Olteniei sunt foarte mulți producători de vinuri, precum și comercianți? Prin seriozitate, calitate și multă muncă. Suntem unul dintre cei mai mari dealeri de utilaje agricole și piese de schimb din zona noastră, Craiova, de fapt, și pentru să ne promovăm utilajele, piesele de schimb și promovarea firmei, bineînțeles. Suntem astăzi prezenți la Agro Oltenia cu ambele firme, Mabo Utilaje și Îngrășăminte Oltenia, pentru a oferi soluțiile complete tuturor fermierilor din zonă și nu numai. Am venit cu utilajele de construcție, am venit cu utilajele agricole. Aveți în spatele dumneavoastră tot ce înseamnă utilaje, marca mecanică Ceahlău, semănători, pluguri, grape. Avem aici semănătorile și plugurile de la Acma. În spatele meu aveți tractoarele Solis, pentru care noi avem exclusivitate, cu puteri de la 26 până la 90. Am venit să vadă copiii utilajele, că sunt pasionați de utilaje de construcții, de agricultură. Lucrați în domeniu sau au vreo înclinație din familie? Hobby. Soțul lucrează în domeniu, iar pentru ei, nu știu, se transmite hobby-ul sau pur și simplu le place foarte mult. Pentru a spori atractivitatea evenimentului, organizatorii pun la dispoziția vizitatorilor oferte speciale, premii și tombole, iar pentru zilele de sâmbătă și duminică, transport tur-retur gratuit din principalele cartiere ale orașului până la locul de desfășurare a evenimentului. Gazeta de Sud este prezentă la târg cu un stand, iar vizitatorii pot să citească ziarul în incinta centrului expozițional.